substanțe periculoase pentru pisica ta, le ai acasă? Dacă dețineți o pisică, este bine să faceți o analiză a plantelor cu care intră în contact acasă, deoarece s-ar putea să descoperiți că unele sunt otrăvitoare pentru ea. Toxicitatea plantelor variază. Pisica dumneavoastră poate reacționa la unele prin vărsături, în timp ce contactul cu altele se poate solda chiar cu moartea sa. De ce mestecă pisicile plantele? Mulți proprietari de pisici se plâng de florile din ghiveci deteriorate. Le place să sape în pământ, să mestece florile sau să muște frunzele, doar ca să mestece, de multe ori chiar le mănâncă. Motivul este destul de simplu, așa își curăță sistemul digestiv. Ținerea sub control a acestui comportament poate fi ajutată prin achiziționarea de iarbă special concepută pentru pisici, pe care o pot mesteca în voie, cruțând plantele de apartament. Iarba special preparată constă, de obicei, din cereale selecționate, orz, secară sau ovăz. O puteți cumpăra în magazin sau în magazinul nostru online. Faceți click aici. Toxicitatea plantelor. Toxicitatea unor plante se datorează mecanismelor de apărare ale acestora. Unele plante conțin substanțe chimice care, în natură, le protejează de a fi mâncate, după cum puteți vedea, acasă aceste mecanisme nu funcționează întotdeauna. Pisica nu poate distinge între o plantă care îi este dăunătoare și una inofensivă, așa că trebuie să facem noi înșine acest lucru și să protejăm pisica de consecințele neplăcute ale otrăvirii. Pisicuțele mici sunt deosebit de vulnerabile la toxine. Merită să verificăm, înainte de a cumpăra orice plantă nouă, dacă este sigură pentru animalul nostru de companie. Pentru ca otrăvirea să aibă loc, substanța nocivă trebuie să pătrundă în corpul pisicii, așa că simpla existență a plantelor toxice nu va provoca otrăvirea. Pisica ar trebui să le mănânce, dar este mai bine să nu punem la încercare soarta, mai ales știind cât de curioase pot fi pisicile. Ce efecte pot avea plantele toxice? Nefrotoxic, distruge rinichii hepatotoxic, distruge ficatul, duce la insuficiență hepatică, cardiotoxic, distruge inima, crinde, vale, tisă, avocado, rododendron, hematotoxică, toxică pentru sânge neurotoxic, dăunează sistemului nervos ototoxic, dăunează structurilor din interiorul urechii care sunt simptomele intoxicației cu plante. Simptomele și gravitatea lor vor fi, bineînțeles, determinate de cantitatea de plantă consumată, dar pot fi observate convulsii, febra, tuse, strănut, leșin, constricția sau dilatarea pupilelor, vocalizare excesivă, agresivitate, diaree, vomit, pierderea poftei de mâncare, dezorientare, tulburări de ritm cardiac, dureri abdominale, limba umflată, culoare deschisă a gingilor și a limbii. Merită menționat că și pisicile care suferă de leucemie pot prezenta o culoare deschisă a gingilor și a limbii. Somnolență, salivație, dificultăți de înghițire, flaciditatea musculară, voma sau fecalele diareice pot conține sânge. O pisică în stare de otrăvire va fi letargică și va evita, de asemenea, să mănânce și să bea, ceea ce va agrava și mai mult starea. Fiți atenți dacă pisica dumneavoastră este mai retrasă decât de obicei, având în vedere faptul că pisica îndurerii preferă mai mult să stea în singurătate. Așa că este posibil ca după otrăvirea cu plante să caute un loc retras pentru a se odihni, cel mai probabil un loc întunecat și nu foarte frecventat de membrii gospodăriei. Cele mai multe otrăviri sunt de natură acută, ceea ce înseamnă că simptomele apar foarte repede, de obicei la câteva ore de la consumul plantei. Ce plante pot provoca otrăvirea pisicii? Denumirea plantei toxicitate. Efectele otrăvirii: aglaonema moderată, iritarea botului și a gâtului, salivație, iritație gastrică, alocasia, puternică salivație, iritația gurii, dificultăți la înghițire, obstrucția căilor respiratorii, aloe puternică, iritarea intestinelor, vărsături severe, somnolență, tremurături ale corpului, dificultăți în mișcare și respirație,
cu aport mare, convulsia anturium, floarea flamingo, moderată iritarea membranelor mucoase, diaree azalee foarte puternică, vărsături, diaree, salivație, paralizia membrelor, slăbiciune, comă, convulsii, aritmie cardiacă, moarte iedra comună, cedera helix, puternică chiperus rotundus mică, vărsături. Diaree palmier sagotier japonez kikas revoluta mică, deteriorarea sistemului nervos central, kiklamen puternică, salivație, vărsături. Diaree cu ingestie mare, moarte, Dieffenbachia moderată, salivație, afecțiuni ale gurii, vărsături, lipsa poftei de mâncare, dracaena moderată, salivație, pupile dilatate, vărsături, în intoxicații grave, vărsături cu sânge, epipremnum aureum, planta telefon moderată, iritarea botului și a gâtului, salivație, iritație gastrică, ficus puternică, lipsa poftei de mâncare, salivație, vărsături, diaree, înroșirea și inflamarea pielii, calanchoe moderată, dificultăți de respirație, convulsii, paralizie, crinul roșu, clivia foarte puternică, vărsături, diaree, leziuni ale mucoaselor intestinale, hemoragii gastrointestinale, leziuni renale, leziuni hepatice, moarte, crotoncodiaeum variegatum petra moderată, arsuri în gură și ochi, lăcrimare, erupție cutanată. Diaree crinii foarte puternică, simptomele pot începe să se manifeste abia după 24 de ore. Simptomele includ diaree severă, convulsii, insuficiență renală care poate duce la deces, Monstera Danzoni, Philodendron Monkey Mask, puternică, dificultăți de respirație, dificultăți de înghițire, crampe, salivație, vărsături. Cu aporturi mari, insuficiență renală, convulsii, comă, moarte, leandru foarte puternică, iritație gastrointestinală, funcție cardiacă anormală, moarte, ardei iute, soiețene de chili pepper, puternică poinsetia, crăciuniță, mică iritarea membranelor mucoase, salivație, vărsături, diaree, contactul cu seva lăptoasă a plantei poate provoca iritație ale pielii, crinul pacis patifilum pe are cupido puternică, arsuri la nivelul botului, pisica își freacă botul cu labele, lacerații ale limbii și buzelor, salivare, spumă la bot, dificultăți la înghițire, vărsături palmierul umbrela, schieflera, mică vărsături, iritații ale pielii. De asemenea, merită să verificați și florile artificiale, care pot reprezenta un risc din cauza substanțelor chimice și a coloranților pe care îi conțin. Ce trebuie să faceți dacă observați simptomele de mai sus la pisica dumneavoastră? În primul rând, la veterinar. Dacă observați oricare dintre simptomele de mai sus, mergeți imediat cu pisica dumneavoastră la veterinar. Asigurați-vă că încercați să verificați planta care ar fi putut cauza otrăvirea. Acest lucru vă va permite să implementați mai repede tratamentul adecvat. Timpul este esențial atunci când vine vorba de otrăvire. Câteva ore pot însemna viața pisicii dumneavoastră, așa că nu amânați. Maja magiera.